mare plăcere să mă aflu astăzi la Cuvin, aici împreună cu dumneavoastră, la celebrarea a unui părtar privat de la fondarea Ulimului. Deci Ulimul parcă a apărut acum câțiva ani, dar deja este o istorie. O istorie de jumătate de secol, este o istorie de succes. Așa cum a spus și domnul vicepreședinte Iulie Iască. La început au fost foarte mulți oameni care nu au crezut în acest proiect al Ulimului. Care uneori au încercat chiar să pună și piedici. Dar astăzi și acei oameni recunosc că Ulimul este o istorie de succes. Ulimul este o instituție de învățământ superior care s-a realizat în plin atât pe plan național cât și pe plan internațional. Eu mă bucur foarte mult pentru acest succes al Ulimului. Un succes care nu este străin, pentru că Ulimul este și o parte din viața mea. 14 ani am activat aici la Ulim, deci inclusiv un timp îndelungat am fost alături de domnul rector la firma acestei universități și mi-am adus și eu o rolă la construcția acestei instituții deosebite. Deci dacă ați observat, ziua întemeierii Ulimului este 16 octombrie 1992. Dar nu v-ați gândit de ce 16 octombrie? De ce această întemeiere n-a fost până la 1 septembrie? Pentru că anul de studii se începe la 1 septembrie. Și în mod logic, Ulimul ar fi trebuit să fie înregistrat până la 1 septembrie. Și foarte simplu. Deci această discrepanță, așa de aproape jumătate, de întemierea Ulimului se datorează unor circumstanțe concrete de la acea etapă a anului 1992. Pentru că, într-adevăr, a fost foarte dificil ca Ulimul să-și croiască calea. A fost foarte dificil ca Ulimul să fie înregistrat. A fost o opoziție mare la acea etapă, în instituțiile statale, ca să înregistreze această universitate. A fost o luptă și până la urmă, această luptă a avut succes și eu aș vrea să remarc aici doi oameni care și-au adus o contribuție fundamentală, deci la înregistrarea, la pornirea Ulimului. Deci primul este un om drag pentru Andrei Galben, fostul rector al Universității Pedagogice Ion Creangă, domnul profesor Ion Borșeici, și al doilea, fostul președinte al Republicii Moldova, Mircea Smeru. Iată, acești doi oameni au avut tăria, așa, ca să creadă în această idee pe care o promova la acea etapă domnul Andrei Galben. Și cred că veți de acord că acest sprijin care a fost acordat domnului rector universității, deci pe deplin, astăzi s-a realizat. Și cred că îmi spunea mie de mai multe ori domnul Borșeviț, zice, eu am discutat cu domnul președinte Mircea Smeagur și i-am zis că multe lucruri un președinte realizează pe parcursul mandatului. Așa, multe lucruri vor fi uitate. Dar acest lucru, crearea unei universități, nu o să fie niciodată uitată. Cred că a avut perfectă dreptate. Aș vrea încă un lucru, încă la un lucru să vă atrag atenția. Ulimul a fost fondat acum 25 de ani. Dar, de fapt,
Ideea ulimului este mai veche. Ideea ulimului a apărut în 1989. Această idee a apărut la domnul Andrei Galben, pe atunci profesor la Universitatea Pedagogică Europeană. Eu am fost primul, așa, care am fost informat despre această idee. Am fost eu persoana care i s-a propus, hai să faci o universitate. Să vă spun sincer, eu n-am crezut atunci. N-am crezut că este posibil. N-am crezut. Și atât, domnul rector, Andrei Galben, 3 ani de zile, 89, 90, 91, 92, deci s-au dat, așa, și până la urmă a reușit să realizeze acest lucru. Și l-a realizat împreună cu oameni, cu oameni foarte buni, cu profesori, a fost susținut de profesori de la diferite universități din Republica Moldova. Să știți că în acea perioadă exista o fierbere la instituțiile de învățământ. Existau mulți profesori cu idei novatorii, care vroiau ceva să facă. Mecanismele existente la acea perioadă nu permiteau ca acești profesori să se afirme. Și iată, acești profesori, împreună cu domnul Andrei Galben, au reușit să edifice această universitate extraordinară.